mare, mare circ pe YouTube-ul internațional. Sniper Wolf, o youtuberiță cu mulți, mulți abonați, cred că are mai mulți abonați decât are peninsula Balcani populație, a făcut o gafă copilărească și ilegală în același timp, dar YouTube-ul e cam ia partea. O să vă las pe lângă capul meu ce postări a făcut YouTube pe Twitter, mă rog, pe X, că acum se cheamă X, are ceva Elon Musk cu X-ul. O să vă las pe lângă capul meu ce postări a avut YouTube-ul de a luat apărarea. Ideea este următor. Această youtuberiță cu aproape 40 de milioane de abonați are o dramă cu un alt youtuber cu mai puțini abonați, cu Jack Films. Poate nu-l știți după nume, dar după videoclipul ăsta sigur îl recunoașteți. Ei bine, acesta a făcut un videoclip în care a criticat-o că nu-i place ce postează. Foarte corect. Omul și-a dat cu părerea. Liberă exprimare. Dai o opinie diferită față de majoritatea, s-ar putea să enervezi fulgușorii de nea. Și cam așa a fost. Numai că unii fulgușori de nea, snowflakes, cum le zic nemții, s-ar putea să fie foarte idioți. Ei bine, după ce omul ăsta a făcut un videoclip în care și-a dat cu părerea. Nu-i place Sniper Wolf, e cam leneș și face doar reacții la clipuri de pe TikTok și are aproape aceleași thumbnail-uri. Ei bine, nebuna asta ce a făcut? I-a făcut casa publică, adresa publică, s-a dus la el acasă și a postat casa pe Instagram. Voi înțelegeți cât de nasol e să faci așa ceva? Unei persoane publice? Să fie o persoană publică care îi face doxing altei persoane publice? Nu ai voie să faci publice date cu caracter personal, printre care și adresa cuiva. Mai ales când victima este persoană publică, poate se va trezi cu niște hateri la geam, să-i spargă geamul cu pietre sau să-i arunce molotoave, mai rău, depinde cât de mult hate are. Cam așa stă treaba. Gândiți-vă, cum ar fi să fie o ceartă între doi youtuberi? Ambi youtuberi populari, zic de la noi din țară, ambi youtuberi foarte populari și să locuiască într-un oraș mai mare. Și unul să-i facă adresa publică celuilalt, luând acum mai mult hate, care are imaginea mai pătată. Păi voi nu credeți că o să vină la un moment dat niște copii și o să-i arunce cu piatra în geam pe cine știe ce motiv? Nu dau nume acum, dar dacă s-ar face așa la noi, ca un youtuber care e popular și are mult hate și locuiește într-un oraș mai mare, nu la țară, vă dați seama ce i s-ar întâmpla, câte gunoaie s-ar arunca? Eu nu am avut adresa aflată, ca să zic așa, când locuiam la țară. Fiind la țară, lumea se cunoaște cu toată lumea acolo, toți sunt neamuri aproape, etc. Mai puțin eu, că eu nu sunt de acolo, m-am mutat acum niște ani buni. Și, da, atât a trebuit ca un copil să, din stat, să mă cunoască, să mă găsească pe YouTube. Imediat m-a recunoscut că sunt singurul pletos din sat. Și i-a zis la alți copii, bă, uitați, pletosul ăsta e stat de la noi, e YouTuber. Și au venit copiii ăștia într-o seară pe la mine la poartă. Cred că era aproape 12 noapte, era vară. Au început câinii să latri, eu nu i-am băgat în seamă că voiam să-mi fac live-ul, cred că aveam o promovare sau ceva. Și a ieșit taică-miu la geam. Nu știu ce le-a zis, nu auzisem, dar mi-a dat unul dintre ei mesaj în ziua următoare. Salut, Ovidiu, am fost aseară cu băieții la tine la poartă, așa și nu ne-ai răspuns, ne-ai răspuns taică tu, așa și ne-am jurat de mamei. Păi ce să vă fac dacă l-ați trezit din somn, veniți și voi ziua că nu fac live, când alții nu dorm, ce naiba. Da. Și eu mă gândesc, dacă în cazul meu, un youtuber cu cât aveam acum 2 ani sau un an, 30.000, 28.000, cât dracu aveam, și eram la țară, dacă pățeam asta la București să-i fost mai popular și să fi avut mai mult hate, credeți că nu mi-ar fost nasol? Eu de asta evit să filmez și numărul de matriculare de la mașină, hai că mașina mea e cât de cât comună, așa, sunt mai multe, merg pe stradă și văd număr lejer 10 până în stația de metro care arată ca și a mea. Dar, na, eu care nu sunt foarte popular, evit să-mi fac adresa, locația publică. De când m-am mutat în București, eu nici măcar nu am filmat pe stradă la mine sau în cartier. E total anonimă locația mea. În afară de câțiva prieteni apropiați, nimeni nu știe unde stau aici în București. Revenim la subiectul nostru. Și această youtuberiță, cu 40 de milioane de abonați aproape, a făcut asemenea circ. Știi? Când ai o responsabilitate mare și anume faima asta, este și o responsabilitate. De ce credeți că la toți ăștia cu numere multe pe YouTube, li se zic,
influenceri. Pentru că pot influența și influențează destul de mult. Și în momentul ăsta în care ești foarte popular, populară, ai o responsabilitate foarte mare. În mod normal, responsabilitatea te maturizează. E, în cazul altora, faima li se urcă la cap. Pe lângă asta, am mai cercetat un pic să văd ce s-a mai discutat în afară despre, ca să mai prezint și eu în clipul ăsta. Ei bine, sănătate! Că strâmbtă totul afară. Pe lângă toate astea, mai are și scheleți în dulap. Ce înseamnă să ai scheleți în dulap? Adică să aibă niște bile negre, așa, niște foapte nasoale care nu se uită atât de ușor. M-am mai documentat un pic. Eu urmăresc cam doi youtuberi de ăștia care comentează treburi din afară, pentru că și ei sunt din afară. Pancho, sper că e mexican, s-ar putea să greșesc, și Pinguin Z0. Pe ăsta sigur îl știți, că are 13 milioane de abonați și mai e și pletos de-al meu. Ei bine, cei doi au prezentat că Sniper Wolf are niște scheleți. Asta a făcut un clip, mai de mult, cu OMTV, în care a făcut o fată de 16 ani să ridice așa tricoul inițial. Căci hai să-și arate amândouă, nu știu ce, și a făcut-o pe aia să-și arate. Chit că a cenzurat imaginea, totuși a ruinat-o pe fata aia săraca. Gândiți-vă câți perverși au început să o caute pe net, unul să fi scris în comentarii, eu știu, pe asta o cheamă cu tare pe Instagram. Și multe alte chestii mai făcut de Sniper Wolf, dar vă las pe voi să vă uitați la cei doi menționați, că o să aflați mai multe de la ei. Plus că sigur au mai postat niște update-uri între timp. Cam asta este treaba. Să faci locația lui unul publică, având în vedere că ai o grămadă de abonați și ăla este foarte popular, așa ceva nu se face. Da, eu am boală pe chestia asta, nu suport practicile de genul. Cam atât pentru clipul ăsta, sper că v-a plăcut. S-ar putea să fie al doilea clip postat astăzi. Dacă nu îl pun sâmbătă, îl pun duminică. Aveți și Q&A-ul, să vă uitați la el, că a ieșit mișto. Ne vom auzi data viitoare la noi videoclipuri. Ciao les tuturor!